Donatorii de sânge din zona Reghin sau persoanele care vor să doneze o vor putea face fără să se deplaseze la Centrul Regional de Transfuzii din Târgu Mureș. Luni 12 decembrie, la sediul primăriei Reghin, vor fi prezenți specialiștii centrului pentru a recolta sânge. Am deosebită plăcere să invit pe toți reghinenii care doresc să facă un gest frumos, un gest umanitar, acum în prag de sărbători, când toată lumea este mai generoasă, când toată lumea se gândește la sărbătorile care vor veni, să ne amintim puțin și de persoanele care sunt suferinde, persoanele care momentan au nevoie de sprijinul nostru. Așadar, haideți să fim solidari și să ne adunăm cât mai mulți în data de 12 decembrie la primăria Reghin, în sala de ședințe. Noi vom instala un spațiu unde persoanele care doresc să facă un bine, respectiv să doneze sânge, pot să vină. Vom fi acolo de la ora 8 dimineață și probabil până în jurul prânzului, indiferent că va fi ora 1 sau ora 2, noi nu vom refuza nicio persoană și vom aștepta cât mai multe persoane să facă acest gest mic pentru ei, dar extrem de important pentru bolnavi. Poate dona sânge orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 și 65 de ani, iar medicii vin cu câteva condiții care trebuie respectate de viitorii donatori. Trebuie să știe că prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească este aceea de a fi împlinit 18 ani, să aibă un act de identitate valabil, că este buletin de identitate, carte de identitate, pașaport sau orice act cu poză, să fie sănătoși, adică să nu facă tratament pentru nicio boală cronică, asta însemnând un medicament în fiecare zi, să nu fie avut operații recente, să nu aibă tatuaje recente, piercing-uri făcute în ultimele 6 luni, să nu fie alergici la medicamente și la alimente, iar doamnele să nu fie în perioada menstruală și în perioada de lăuzie. Respectiv, după un an de zile de la nașterea unui copil, se poate dona sânge. Acestea sunt criteriile mari, dar orice persoană care va dori să doneze va fi mai întâi văzută de un medic, îi se va face un examen clinic medical și abia după aceea, dacă sunt îndeplinite criteriile, va reuși să doneze sânge. Înainte de donare este recomandat să luați un mic dejun ușor, fără grăsimi, să fiți foarte bine hidratat, să nu consumați înainte cu 24 de ore băuturi alcoolice și să nu practicați activități obositoare. După donare vi se înmânează drepturile acordate de lege: 7 tichete de masă, adeverință pentru locul de muncă, 50% reducere la transportul local din Târgu Mureș pentru o lună și vi se face programarea pentru o nouă donare, dacă doriți.